Ce mare folos aduce răbdarea în societate și într-o orice chip al slujirii. Răbdarea păstrează dragostea și înțelegerea între autorități și cei supuși, între părinți și copii, între domni și robi, între frați, între prieteni, între vecini, între cei ce vând și cei ce cumpără, astfel că fără răbdare nu poate exista vreun bine. Din nerăbdarea bărbatului cu femeia, a fratelui cu fratele său, a prietenului cu prietenul său, se naște vrajba acolo unde ar trebui să fie pace și înțelegere. Din nerăbdarea stăpânului față de rob, a tatălui față de fiu, a soțului față de soție, se nasc tirania chinurilor și lovirile. Din nerăbdarea întru suferințe se naște gândul cel rău. De aici se întâmplă multe neorânduieli, a robului față de domn, a femeii față de bărbat, a supusului față de stăpânul lui, a fiului care se ridică asupra părintelui gata să-l ucidă ori să-l bată și multe asemenea lucruri. Nerăbdarea surpă sate, case, cetăți și state, căci din nerăbdare se naște neînțelegerea și din neînțelegere tirania și războaiele. Din certuri se ajunge la vărsare de sânge și la uciderea de oameni. Răbdarea previne tot acest rău, căci unde este răbdare, acolo nu există certuri și împilări.